Nu scăpăm de fric și de ninsori. Iarna s-a întors și a adus temperaturi cu 13 grade mai mici decât cele înregistrate ieri. 32 de județe și capitala se află până în seara aceasta la ora 23 sub cod galben de vânt și ninsori. Problemele cauzate de vremea rea au apărut deja în Suceava și Botoșani, unde traficul rutier s-a desfășurat cu dificultate din cauza stratului de zăpadă. Un meci de fotbal din Liga 1 a fost amânat după ce organizatorii nu au reușit să înlăture zăpada de pe gazon nici după ore de încercări. Vremea s-a răcit dramatic în doar 24 de ore. Nordul țării a fost acoperit de zăpadă încă de aseară. Probleme au fost la Botoșani, unde stratul de zăpadă a atins 15 cm. Utilajele de deszăpezire nu au făcut față zăpezii depuse pe principalele bulevarde din oraș. Traficul rutier s-a desfășurat în condiții de iarnă, iar autoritățile au decis să restricționeze circulația pentru vehiculele de peste 7,5 tone până când vremea va fi mai blândă. Meciul de fotbal dintre echipa locală din Botoșani și Dinamo s-a amânat cu o zi, după ce timp de o oră organizatorii au încercat în zadar să îndepărteze zăpada depusă pe terenul de joc. În județul Suceava, două tiruri au derapat. Circulația a fost blocată timp de mai multe ore pe vechea centură a orașului și pe drumul european care face legătura între reședința de județ și Vama Siret. Acum am vorbit. Colegul ce a zis că mai durează, ca un tir care trebuie să-l scoară de acolo. Mai durează? Mai durează. Uitați, este drum european. Cauciucurile de iarnă și nu reușiți să trageți. Asta este. Dacă nu se dă cu nimic absolut deloc, haideți că vom fi și noi vinovesc că ne-am pornit și s-o anunța că vine și vine. Dar ăștia cu curățitul drumul, dacă s-o anunța de atâta timp. Camionul când e gol nu mai pasă orice. Lanțurile le-am rupt, mai am doar pe parte puse. Ce să-i mai faci? Centrul orașului a fost noaptea trecută sub zăpadă. Peste 50 de utilaje de deszăpezire au fost scoase pe teren, însă intervenția a fost dificilă din cauza viscolului. Iarna a venit și în Piatra Neamț. În mai puțin de 24 de ore a nins atât de mult încât stratul de zăpadă a atins chiar și 30 de centimetri în unele locuri. De ieri, de la ora 7, am intervenit cu un număr de 10 utilaje pentru dezăpezirea carosabilului. Avem 20 și ceva de oameni, 20 sau aproximativ 30 de oameni care se ocupă cu dezăpezirea pe partea de trotuare. Iarna e destul de grea. Să cerem cam condiții de iarnă. Trebuie să mergem cu mașina să nu bruscăm, să adaptăm viteza regulamentară care se adaptează în condițiile de iarnă, să nu frânăm, reducem viteza. Mie îmi place, dar nu sunt eu un etalon. Îmi place foarte mult, pentru că n-a fost la vremea ei și este acum. Înainte mai băga câte o greblă pe acolo, nimic, nimic. Se circulă greu. Extraordinar de greu. Capitala și 32 de județe din întreaga țară se află sub cod galben de ninsori și viscol până în această seară la orele 23. Vremea va fi deosebit de rece până la sfârșitul săptămânii viitoare.